Eu sunt un om care s-a născut cu fericirea pe chip. Da, pentru că am făcut exact ceea ce mi-am dorit. Nu uitați că de mic am cântat, de mic mama m-a dat la școala populară de artă, de mic m-am dus la actorie și la musical, am fost student după aceea la București, am fost angajat 15 ani într-un teatru de revistă la Pitești. Deci eu am făcut numai ceea ce mi-a plăcut și să știți că cea mai mare fericire a mea a fost atunci când eram pe scenă. Când fericirea este când sunt pe scenă, pentru că... Mă privește public. Da, eu uit de toate grijile și problemele, ca orice om am și eu greutăți, nu că nu. Și gânduri și... Dar în momentul în care ești pe scenă, atunci ești fericit. Dar nu aveți și emoții pe scenă? Pentru că de atâția ani de când faceți muzică, eu știu că oamenii mâncau emoții. Cele mai mari emoții le am înainte de a intra cu 5 minute și încă 5 minute după ce intru pe scenă. Pentru că nu știu cum reacționează publicul. Îmi place să mă uit prin ochiul cortinei. Artiștii știu despre ce vorbesc. Fiecare cortină la sala de spectacol are un ochi al ei, unde tu te uiți și îți vezi publicul care intră în sală și îi văd pe oameni cum citesc manualele de sală, cum vorbesc între ei, unii zâmbesc, unii sunt triști și mă gândesc oare cum o să mă primească în momentul în care intru pe scenă. Primele 5 minute sunt cele mai dificile, dar vreau să spun un lucru, artistul care nu are emoții înainte de a intra pe scenă, ăla nu e artist. Mie mi se ridică așa mărul lui Adam, de-abia înghit și când știu că mai sunt 3 minute și se dă gongul și să intru pe scenă, am cele mai mari emoții. Uite, fac anul acesta 30 de ani de activitate profesională și n-am crezut vreodată că la 30 de ani de activitate încă am emoții să intru pe scenă. Dar noi acum noi nu vorbim despre sala Palatului unde cânt de 2 ori pe an sau cea mai mare arenă de la Chișinău unde cânt. Nu, eu vorbesc despre o localitate mică, da? Dau un exemplu, nu știu, săptămâna trecută am fost la o localitate, o comună lângă, da, la Iași, lângă Iași. Bârnova sau unde am fost, nu mai țin minte, mă rog. Domnule, mă așteptau peste 5.000 de oameni în aer liber. Eu până am ajuns la scenă, am murit și am înviat. Toată lumea mă oprea, toată lumea îmi strângea mâna, oamenii să mă pupe. Domnule, astea sunt emoțiile firești înainte de a intra pe scenă și să știi că de 30 de ani mă hrănesc cu aceste emoții. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă n-ar fi fost aceste emoții, știi? Și vreau să spun că, uite, încă am 47 de ani și încă tremur când intru pe scenă.